Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de miercuri, 31 ianuarie 2024. Iată că am ajuns, dragilor, și la ultima zi din luna ianuarie, prima lună din anul 2024, a luat sfârșit. Așadar, spre ce drumuri, spre ce cărări vă îndreptați în următoarea lună? Doar voi știți să răspundeți la această întrebare. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc nespus de mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 31 ianuarie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să-i se împlinească toate visele. Haideți să vedem și ceșcuța noastră de azi. Iată, așa arată ea. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive pentru voi toți. Și iată, dragilor, cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă și de această dată, ceea ce înseamnă cel puțin o veste bună pe care o vei primi și astăzi, o veste care te va face să verși câteva lacrimi de bucurie, da? În așa măsură vei fi de fericit, de fericită, când vei primi aceste vești. Haideți să vedem, dragilor, despre ce este vorba în această ceșcuță. Văd aici o biserică sau un templu unde ție îți face plăcere să mergi pentru a te conecta cu divinitatea, dar și cu oamenii din comunitatea din care faci parte. Vei simți nevoia să mergi în această biserică, să te rogi, să aprinzi o lumânare sau mai multe lumânări și să-ți regăsești pacea interioară. Poate vei rezona și cu cifrele 3 sau 12 în această zi, dragii mei. Văd aici imaginea unei femei zâmbărețe care se bucură ca un copil. Poți fi tu această femeie, draga mea, poți fi chemată să te conectezi cu copilul tău interior, să-l întrebi cum se simte, ce dorințe are și mai ales cum poți să îl faci să se bucure în continuu, pentru că de asta are nevoie. Această femeie, dragii mei, dragele mele, încearcă să-și mențină o vibrație ridicată, renunțând la fricile sau la limitările ei. Ia, această femeie, dacă voi sunteți această femeie, dacă simțiți că sunteți voi, că rezonați cu această femeie, se pare că conține în ea rezolvarea oricărei situații și nu îi mai este teamă de absolut nimic, pentru că această femeie are o energie jucăușă care îi permite să vadă binele în orice situație. Draga mea, dacă ești o femeie cu părul negru și te gândești la un bărbat, să știi că acel bărbat va veni la un moment dat în viața ta. Posibil ca mulți dintre voi să vă căutați acea persoană cu care rezonați, să știți că și în drumul vostru va apărea această persoană pe care voi o așteptați. Pentru persoanele care se gândesc la o anumită persoană din viața lor, să știți că această persoană din viața voastră este, văd că este de o altă cultură, din altă țară sau de altă religie. De când v-ați cunoscut, ați știut că vor fi aceste diferențe între voi, dar nu ați lăsat ca acest lucru să fie împotriva voastră. De asemenea, se poate ca între voi, dragii mei, să fie și diferențe de ordin financiar. Se poate ca familia sa să fie foarte înstărită spre deosebire de a ta, dar văd că această persoană nu pune accent pe aceste diferențe. Pentru el sau ea, tu ești cel sau cea mai importantă ființă din viața sa și asta este tot ceea ce contează. Este dispus sau dispusă să facă sacrificii de dragul de a fi cu tine,
Văd că luptă pentru tine această persoană. El sau ea va face totul să fie cu tine și acum cu atât mai mult este dornic sau dornică să vină să petreacă timp alături de tine. Foarte multe drumuri văd aici, dragilor, și un strop de ploaie. Toate drumurile se deschid spre fericirea ta, spre căsătorie. În trecut văd că ați avut multe blocaje de a nu vă căsători, dar acum este posibil să întâlniți și voi pe cineva cu litera T sau F, nume sau prenume, și această persoană să fie sortitul sau sortita voastră. Mai văd aici o lumânare aprinsă, dragilor, cei ce aprindeți lumânări în casă, să știți că se deblochează drumurile în dragoste, drumurile financiare, acel foc din lumânare îți arde toate negativitățile din calea ta. Văd aici că ești alături de o persoană, probabil alături de partener sau de parteneră sau alături de soțul sau de soția ta. Văd că veți cumpăra împreună o mașină, o să mergeți cu mașina undeva în natură sau undeva unde o să vă simțiți reconectați cu natura, să petreceți ceva timp în libertate, în această libertate pe care o veți simți mai aproape de natură. În casa voastră, dragii mei, văd că intră fericirea, toate greutățile au plecat, chiar dacă mai simțiți uneori un gol în suflet, de parcă vă lipsește ceva, poate vă lipsesc copiii unora dintre voi sau poate altora vă lipsește dragostea. Cei ce sunteți singuri, singure în perioada următoare, să știți că este posibil să primiți și voi mângâiere, să întâlniți o persoană potrivită pentru voi și să ieșiți la liman cumva din această perioadă în care v-ați simțit foarte singuri. Veți vărsa lacrimi de fericire, dragii mei, veți avea vești bune de departe, de la fiica sau de la fiul vostru, de mult nu v-ați văzut și acum vă telefonează acest copil și vă spune că vă veți întâlni. Văd aici două persoane supărate, dragii mei, dar lângă voi este o inimă, se pare că vă iubiți foarte mult unul cu celălalt, v-ați certat din cauza altor persoane, fie soacra, fie cineva din partea lui, în curând însă vă împăcați, în două zile sau două săptămâni, acel bărbat vine să-și ceară iertare și vă sărută, dragii mei, dragile mele. Aveți aici trei uși deschise în fața voastră, fie în muncă, fie în dragoste, fie în financiar, fie în sănătate. Ceea ce vă veți dori se va împlini. Dar să știți că la a treia ușă văd că este o ușă de stat. Cineva o să vă împiedice să intrați. Dar până la urmă veți trece cu bine, dragii mei, veți rezolva cu niște acte sau cu o judecată pe care o aveți de ceva vreme. Mai apare aici o cheie de la ușa casei voastre, dacă doriți să vă mutați în altă casă sau să rezolvați ceva în legătură cu o moștenire, să știți că veți reuși pentru că această cheie este în gura aceștii și vă așteaptă să o primiți și o să fiți foarte, foarte fericiți. Aveți foarte multe drumuri, dragii mei, la ce ușă veți bate, acea ușă se va deschide pentru că intrați într-o perioadă mai luminoasă a vieții voastre. O să faceți cunoștință cu foarte mulți oameni noi printre care se vor găsi și aceia care vă vor ajuta, vă vor sprijini într-o anumită situație. Mai văd aici o discuție între membrii familiei voastre, vreți să deschideți o afacere sau să construiți o casă, vă sfătuiți și veți fi de acord cu această discuție și veți reuși, veți fi foarte, foarte fericiți sau fericite, dragii mei, dragele mele. Mai văd aici o oglindă, dragii mei, vă uitați de multe ori în oglindă și vă vedeți ca fiind urâți. Asta se întâmplă pentru că cineva v-a făcut vrăj, să știți, dar fiți fără grijă pentru că în perioada următoare acest fapt se va finaliza cumva, da? Adică vă veți reveni din acest punct de vedere. Nu vă veți mai vedea urâți pentru că acea persoană nu va mai acționa împotriva voastră. Unii dintre voi văd că aveți probleme cu pielea, aveți tot felul de mâncărimi și pete pe piele, cineva v-a făcut asta, dar în scurt timp o să scăpați, acea persoană care v-a făcut acest rău se va îmbolnăvi și nu va mai putea să vă trimită negativități în calea voastră. Mai văd aici o femeie înaltă, slabă, cu părul lung,
și un buzdugan, din calea voastră o să dărâmați toate piedicile, toate zidurile care s-au pus înaintea voastră pentru a putea face și voi în sfârșit ceea ce vă doriți. Uși deschise în calea voastră și literele N și A, un vultur, veți avea mai multă putere în perioada următoare. Dacă în trecut nu v-ați putut manifesta în direcția dorită, să știți că acum veți reuși. Cu cât dușmanii au început să vă pună la pământ, cu atât mai puternici v-ați ridicat voi, dragii mei. Mai văd aici cifrele 9 și 10. Poate pe aceste date sau peste 9-10 zile vă vine o veste minunată, posibil de la o judecată sau de la o ușă de stat. Poate așteptați niște acte sau un răspuns. Să știți că îl veți primi și va fi în favoarea dumneavoastră acest răspuns. Pentru cei cu inițialele L, A și Ș, văd că veți zâmbi foarte mult în această perioadă, o să vă meargă mai bine, steaua voastră va străluci din ce în ce mai mult. Poate în buzunarul vostru vor intra și bani. Văd aici un pește care vine spre voi. În casa voastră mai sunt puține lacrimi și acestea v-au obosit foarte mult. Văd că aveți în jurul vostru persoane care vă supără. Poate fi soțul, fiul, fiica și aproape că nu mai aveți lacrimi să plângeți. Dar se vor rezolva și aceste probleme, dragii mei, pentru că a sosit timpul ca și voi să fiți liniștiți și fericiți, dragii mei. Haideți să vedem și dorința voastră. Iată cum s-a scurs energia negativă din această farfurie. Și văd aici o mașină, dragii mei, este posibil să plecați în perioada următoare la drum lung, poate să plecați undeva în străinătate, chiar în legătură cu un job. Să știți că dorința voastră se va împlini, văd aici un pantof cu toc în afara piciorului vostru. Să știți că problemele financiare pe care le-ați avut până acum se vor rezolva. Și o inimă, dragii mei, văd că în sfârșit vă veți revedea cu persoana dragă plecată departe. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!